Of, 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 dacă bărbații ar ști că asta e realitatea, și dacă ar înțelege cât e de dureroasă, din păcate, și dacă asta s-ar preda în școală, tare fericiți am mai fi, tare treji am mai fi în primul rând. Ne-am trezit la realitate și am ști exact ce avem de făcut. Din păcate, nu știu tu, dar eu când am ieșit din liceu, nu știam unde dracului să mă duc. Însă, mulțumită faptului că am devenit foarte rapid rebel, mi-am dat seama că n-am ce să caut cu societatea. Eu mă duc pe drumul meu, eu nu cred porcările vândute de sistemul bolnav. Ajutorul bărbaților pe care am început să-i susțin prin toate forțele mele, mi-am dedicat întreaga viață, astăzi sunt unde sunt. Și mulțumesc bărbaților acestui canal, mă simt onorat să pot să servesc în felul ăsta și promisiunea mea față de ei este că voi fi aici până la sfârșit. Așa că în clipul de astăzi vorbim despre niște adevăruri și începem de la primul. Toate femeile suferă de o boală, se numește hipergamie. Tu nu prea poți să te odihnești niciodată, cum cred, din păcate, bărbații noștri în general. Nu poți să devii confortabil, nu poți să-ți permiți treaba asta, pentru că întotdeauna, în primul rând, o să existe unul care e într-o poziție mai bună decât tine. Și atunci, singurul lucru care e în controlul tău e să fii cea mai bună versiunea ta, de fapt. E singura chestie la care tu poți să lucrezi. Și atunci, ea o să-și dorească întotdeauna un bărbat care, în primul rând, este superior ei, deci n-ai cum să fii sub ea, că n-ai nicio șansă, n-ai cum nici să fii la nivelul ei, pentru că ea se așteaptă ca tu să crești. Ulterior, la un alt nivel, vei descoperi că e și mai sănătos să crezi și să te documentezi în primul rând, să vezi că ele de fapt vor un bărbat și care e superior altora. Are mai mult sens pentru ele. Și atunci, datorită acestei trăsături de hipergamie pe care ele o au, un bărbat, cum spuneam, niciodată nu poate deveni confortabil. O să vrei să te odihnești, o să te simți obosit. Ia-ți o zi, ia-ți două, dar amintește-ți să revii pe traiectoria ta. Majoritatea clienților mei au problema asta, că devin confortabili. Au impresia că dacă s-au căsătorit, se pot relaxa. În timp ce bărbații în jurul lor, anumiți bărbați, au acțiune, nu? Devin din ce în ce mai buni. Pe fashion, pe corp, pe bani, pe absolut totul. Deci nu prea poți să te relaxezi, nu prea poți să te odihnești, decât temporar. Și nu poți să-ți permiți să cazi, pentru că competiția în jurul tău este foarte înaltă. Ei le vor spune lucruri doar pentru că sună bine, lucruri pe care nu le înțeleg neapărat și în momentul în care te uiți la ele, la aceste lucruri menționate, descoperi că sunt false, că nu au coerență. Iar dacă mai și crezi în ele, cum au făcut foarte mulți bărbați, o să ajungi să plătești extrem, dar extrem de scump. Am clienți în momentul ăsta care nu doar că servesc actele de divorț, dar mai lasă în spate și toate averile pe care din greu le-au creat de unii singuri, unor femei care asta au făcut în final. Au luat și au plecat. Anyways, primul lucru pe care o femeie îl susține, dar nu îl înțelege, este că cine te iubește, te acceptă așa cum ești. Dă-i un like clipului dacă ai auzit cumva dumanul ăsta și te gândeai, bă, cine te iubește, te acceptă așa cum ești, în timp ce te uitai la ea, cum respinge 95% dintre bărbați și caută doar pe aia 5%. Dar cine te iubește, te acceptă așa cum ești. Un bărbat ar trebui să-și arate emoțiile, sigur că da, să-și dea voie să fie vulnerabil. Probabil ai auzit-o și pe asta la o cafea, dar ghiși ce? Femeia e prima care, când se întâlnește cu prietenele sale, te va lua în râs și va face mișto de tine. Toată seara ești subiect de discuții și de glume, cu condiția în care tu nu ești un bărbat atrăgător. Vezi tu, practic chestiile astea pentru ele funcționează în momentul în care sunt atrase de tine. Dar ce nu ți-a spus societatea e că dacă nu știi să creezi atracție, iar tu nu ești un bărbat atrăgător pentru ea sau își schimbă opinia despre tine la date, o să descoperi că ești subiect de caterincă. Și atunci, dacă nu e atrasă de tine, va lua în râs faptul că tu te-ai deschis vulnerabil și asta poate să o confirme din nou bărbații care urmăresc acest canal și la un moment dat au decis să se deschidă vulnerabil cu femeia de care erau îndrăgostiți, doar ca să fie băgați în friendzone sau să ajungă subiect de râs efectiv pe la vreo cafea undeva prin București. Pe lângă treaba asta, mai e o chestie și pe internet, se râde extrem de tare de bărbații care se deschid, în timp ce femeile care o fac sunt ridicate în slăvi. Asta, iarăși, tu nu ai de ce să te bați cu realitatea, tu trebuie doar să o înțelegi ca să știi ce ai de făcut să navighezi apele astea. Tu nu vrei să te cerți cu femeile, tu vrei doar să stăpânești naturalul și atât.
Una din altele celebre minciuni pe care le spun și în care cred cu adevărat este că nu prea contează pentru mine felul în care tu arăți. Timp în care ea se duce peste tot și în lista ei sunt doar aia 5%, să nu uităm, da? Femeia caută, datorită hipergamiei, procentul de 5%, adică foarte puțin bărbați pe toată planeta care îndeplinesc standardele astea. Nu contează cum arăți, doar că îmi place bărbatul ăla extrem de înalt, tras la sală, făcut bine și pe bani, plin de succes din toate punctele de vedere. Dar hei, nu contează cum arăți. Un adevăr dureros pe care bărbații îl înțeleg extrem de târziu este faptul că o femeie fie se supune, fie nu. Dacă nu se supune, înseamnă că are aere de feminist și de independență. Iar aici bărbații tind să se oftice la adresa feminină și spun în sinea lor că, băi, feminismul ăsta a distrus totul și independența și așa mai departe. În realitate, cu ajutorul unui curs de NLP pe care și noi îl predăm, înveți foarte repede că tot ce nu merge în lumea asta și lucrurile de care tu te plângi sunt o reflecție a ta. Adică trebuie să stai cu tine să nu te mai plângi cu realitatea, ci doar să te adaptezi, să înțelegi, repet, cum poți naviga apele astea. Ei bine, faptul că nu se supune, o să descoperi că o femeie nu are de ce să se supună unui bărbat a cărui masculinitate este rănită. Unui bărbat nu are basic-ul în informații. Și-ți vine să crezi sau nu, dacă tu descoperi despre cum se comportă majoritatea bărbaților pe bune, care e realitatea, bro, dacă ai fi femeie și tu te-ai ocoli. Pentru că majoritatea bărbaților vin cu mindset-ul ăsta de sărântoci, de economi, majoritatea bărbaților nu investesc în ei, bro, majoritatea bărbaților sunt obosiți, da, merg pe drumul ăsta, muncă acasă, muncă acasă, ei cred că e suficient. Femeia ar trebui să vină și să fie flatată de faptul că el face asta. Doar că într-un clip anterior pe care îți recomand să-l vezi, am explicat faptul că nu e suficient să fii doar atât. Standardele au crescut foarte mult și overall tu vrei să fii un bărbat care ia acțiune pentru tine, pentru că vezi cât de bine îți fac în viața ta de zi cu zi. Adică, uită-te de unde a pornit canalul ăsta și unde a ajuns. Nu putea să ajung aici dacă nu exista o dezvoltare personală continuă în ceea ce mă privește, dacă nu am acțiune pe toate planurile, de la sală, la fashion, la cum să inspir bărbații, la cursuri în care și eu să investesc ca să devin un om mai de valoare, să am ce să predau la rândul meu. Nu prea ai cum să ocolești treaba asta și asta o să descoperi foarte repede. Femeia, dacă nu ți se supune, nu se supune pentru că nu inspiri încredere, pentru că ceea ce ești ca bărbat e încă un masculin rănit sau confuz. Și dacă ne uităm la majoritatea bărbaților care spun că femeia de fapt ar trebui să meargă la muncă sau vin cu întrebarea, a ce pune ea pe masă? Păi ne dăm seama că am ieșuat ca societate și n-avem nicio legătură cu masculinitatea. Ultimul adevăr dureros pe care trebuie să-l înțelegi chiar acum, ia notiță, te rog tare mult, este că la o ceartă, femeia, fiind o fire emoțională, nu caută o soluție. Tu o să crezi că e asta caută. Tu o să fii un bărbat logic care vrea soluția, care dacă o femeie zici, bă, stau rău, tu te uiți la ea și zici, ok, cum putem să te reparăm? Exact ca o mașină. Dar nu înseamnă că ești prost, înseamnă doar că nu înțelegi, de fapt, cum funcționează femeia. Și atunci, la o ceartă, tu o să vezi că ea, de fapt, nu caută o soluție. La o ceartă se intră în diverse drame și, la un nivel mai adânc, e un mod prin care ea testează masculinitatea ta și să vadă cam cât de ușor poți să dai kicks relația, abandon, poți pleci la alta și așa mai departe. Pe noi, ce ne interesează concret este faptul că avem intenții bune, suntem protectivi, nu ne plac jocurile psihologice ca bărbați. Femeile practică asta. Femeia vine și îți spune, da, mă simt foarte bine. Mm-hmm. Și se așteaptă ca tu să insiști, da, zi-mi, văd că nu ești bine sau să faci ceva. Dar tu te uiți la ea și zici, bă, mi-a zis că se simte bine. Aia o fi. Și ea după aia supără joa de unghiile dincolo, pentru că de fapt îi se pare că ție nu-ți pasă, că ar fi trebuit să înțelegi, să faci acolo harakiri. Bun, asta e natura feminină. Ce vrei tu să înțelegi de fapt este că pentru faptul că ai o inimă mare, ești un provider și te doare inima când e asta rău, te doare inima faptul că v-ați certat și vrei să repar lucrurile astea, tu probabil simți tensiunea din casă și tu o să vrei în momentul ăla să faci să fie bine. Ceea ce înseamnă că tu vei apela la ideea de a ieși împreună după asta, cumva ca să uităm cearta care s-a petrecut între noi. Problema aici este că psihologii vorbind nu-ți dai seama ce faci. Tu recompensezi comportamentele negative. Tu îi arăți că dramele ei de 2 lei și care n-au niciun sens ar trebui recompensate. Ce mișto că le-a făcut. Iar ea înțelege în momentul ăsta că doar așa poate să obțină atenția ta. Țipând ca o nebună, fără sens, dar înjurând, instigând la ură, la violență între voi și așa mai departe. Sau, mă rog, la distrugerea căsniciei. Deci, ce înțelegem noi aici? Noi nu avem ce să negociem cu femeile, prin urmare, când încep să facă drame de genul ăsta, ori ești o fire care te poți duce în birou,
stai în lumea ta până se relaxează ea, ori s-ar putea să fie nevoie să pleci din casă. Dar sub nicio formă nu recompensezi comportamentele negative. Tot ce pot să zic este că produsele astea te ajută. Pe lângă astea două cărți, mai avem încă trei dedicate ție ca bărbat. Una se numește Pickup Mastery. Înveți efectiv un mod de a gândi. Cel puțin simți vibrația din cartea aia despre cum ar trebui tu să te comporți cu o femeie, să vorbești cu ea, să creezi atracție. Pe lângă asta ai o carte, se numește Independență Financiară. Te ajută să înțelegi cum poți să faci niște bani chiar acum sau cum să obții mindset-ul de antreprenor real, nu ciorba de fasole pe care o fac majoritatea pe internet. Și pe lângă asta ai o carte, se numește Prin ochii Mădălinei, unde o femeie mai diferită decât femeile din societate îți spune de ce profită de bărbații slabi care tot ce au sunt bani și cum ei încearcă să o cumpere. Iar ea zice în carte aia, bă, dacă tu încerci să mă cumperi, ghiși ce, eu o să profit de slăbiciunea ta și de felul în care tu crezi că eu sunt vreo ușuratică penală care vin cu tine doar pentru banii tăi. Până la urmă, dacă doar asta ai, iar dacă tu vrei să profiți de fondul meu, ghiși ce, eu o să trag toate ponoasele și beneficiile de pe tine, după care pașii pusii. E bine să citești cartea aia, e o trezire la realitate, multor bărbați le-a plăcut. În încheierea acestui clip îți spun, avem și cursuri online cu videouri structurate, unul sub altul, foarte frumos, ca tu să înțelegi să iei acțiune. Până lângă asta poți să vii la coaching, avem mai multe pachete, iar în continuare, dacă te-ai întrebat vreodată, oare cum ar trebui să mă perceapă o femeie în momentul în care mă vede pe stradă, la muncă, cum poate ea, cum ar trebui să mă perceapă? Îți recomand videoclipul anterior, garantat o să te ajute.